care le-am finanțat în cursul săptămânii trecute au fost recepționate lucrările în cursul săptămânii trecute. Proiectul are o lungime de 7 km, 250 de metri ca și lungime. Pe lângă proiect au mai fost făcute și niște reparații de către același constructor. Au fost efectuați de către constructorul respectiv aproximativ vreo 9 km de asfalt în această primăvară. Cam asta este lungimea realizată de constructor care a câștigat licitația la acest proiect cu finanțare europeană. Dar mai aveți, nu, de kilometri de asfaltat în comună? În satul Cordun nu discutăm de kilometri, discutăm de câteva sute de metri care nu au mai rămas și discutăm de câteva sute de metri în contextul în care nu am avut nici eu la timpul respectiv o viziune 100% în momentul în care am demarat procedurile pentru aceste proiecte de modernizare, drumuri. Nu am crezut nici eu că voi avea capacitatea, din punctul meu de vedere, să finalizez aceste tronsoane de drum. Pentru că au fost 6 proiecte începute, acum aproximativ 4 sunt finalizate și celelalte sunt în curs de execuție. Sper că cel mult 2 luni de zile să finalizez tot ce înseamnă proiectele începute în 2017, 16, 17, toate proiectele care au vizat modernizarea de drumuri să fie efectiv realizate și finalizate în cel mai scurt timp, adică cel mult 2 luni de zile să le-am finalizate. Da, povestea asta, suntem în primele 6 luni, adică s-au încheiat 6 luni din anul ăsta 2020, care, hai să admitem, n-a fost cel mai bun an din istorie. Toată povestea asta cu pandemia și cu coronavirusul nu v-a ținut în niciun fel pe loc? Adică investițiile au mers, lucrurile s-au derulat așa cum trebuie? Cred că în această perioadă investițiile s-au derulat cu un avânt mult mai bun decât în general, dat fiind faptul că am avut un pic de libertate, dat fiind faptul că traficul a fost efectiv mai mic în perioada asta și constructorul a avut posibilitatea să lucreze un pic mai relaxat decât în general. Dacă în general, datorită traficului, trebuiau luate nenumărate măsuri de așa protecție, atât pentru participanții la trafic, cât și pentru persoanele care lucrau la aceste obiective, acum, în perioada de pandemie, lucrările s-au desfășurat cu un ritm mult mai mare, datorită faptului că... Adică sunteți în grafic sau înainte graficului? În funcție de investiții. La această investiții sunt înaintea graficului cu un an și ceva, cu un an jumate. La această aici e lucrare nouă. Aici este lucrare nouă, este o lucrare, face parte din același obiectiv de investiții pe care l-am menționat anterior, din proiectul finanțat de către AFIR. Este o nouă stradă, strada, suntem pe tronsonul, strada Viorelor Libertății, strada Viorelor și Adeplast. Văd că e pusă și canalizarea deja, adică e totul... Canalizarea este pusă, dacă vă aduceți foarte bine aminte, că făceam reportaje și imagini cu dumneavoastră în 2018. Apa am pus-o în 2019, iar acum în anul 2020 am reușit să asfaltez și această stradă, deși proiectul era început și contractul de finanțare era semnat încă din anul 2018. Bun, și practic aici a devenit un fel de zonă rezidențială, văd casele foarte faine, se populează bine. Se populează bine Cordonul, există un apetit mare de dezvoltare imobiliară în comuna Cordun. Mai sunt locuri de... aveți cerințe de locuri de case pe aici? De loturi? Mai sunt cerințe, dar toate loturile sunt proprietate privată și tranzacțiile imobiliare se realizează între persoane private. Primăria nu mai deține teren în această zonă. Aici intrăm pe varianta ocolitoare a Cordunului. În partea stângă ne îndreptăm spre Adeplast, în partea dreaptă ne îndreptăm către strada Libertății. Au mai rămas în spate
aproximativ 800 de metri care urmează să fie modernizați pe un alt proiect. Este un proiect început, dar datorită volumului mare de lucrări care s-au realizat în această primăvară pe raza comunei, nu am avut suficient timp posibil să dau prioritate și diferenții. Urmează, în perioada imediat următoare, să încep demersurile pentru expropriere acolo, că discutăm de o situație mai aparte. Voi fi nevoit să fac câteva exproprieri pentru persoanele fizice care au teren în zona respectivă. Pentru a demara și a finaliza tot ceea ce înseamnă varianta ocolitoare a satului Cordun, dat fiind faptul că aici, în zona asta, avem aceste două fabrici, una care desfășoară activitate din punctul meu de vedere la parametri foarte buni, aici mă refer la Adeplast, și o societate mare, da. Și o societate care Soceram, care lucrează în ultima perioadă cu un avânt extraordinar de bun și doresc să dea drumul la linia de producții, cred că în primăvara anului viitor, anul acesta, să facă tot ce înseamnă probe tehnologice cu instalațiile de producere a PCA-ului, urmând ca în primăvara anului viitor să demareze producția. Le puteți spune și celor de la Roman cum s-a făcut asfaltarea asta de aici pentru variantă, pentru trafic greu? În general, eu am un principiu, trebuie să mă uit în curtea mea și să muncesc mai mult la mine și nu mă uit la alții, pentru că toate investițiile se fac cu efort mare și cred că orice primar și orice persoană dorește să facă de calitate. Dacă constructorul este un constructor care știe ce are de făcut, atunci cred că și lucrările încep să fie de calitate. Nu. Și ce ar mai fi planificat în zona asta? Adică înțeleg că asfaltarea e ok, iluminatul public... Vor urma și alte investiții, va trebui efectuat și iluminatul public, dar vedeți noastră, nu reușim efectiv să le facem pe toate odată. Încă mai sunt lucruri de pus la punct, încă mai sunt treburi de făcut și în comuna Cordun. Nu am finalizat toate investițiile începute. Tocmai menționam de unul care nu era finalizat. Și întotdeauna, ca și în oricare gospodărie, treaba nu se termină niciodată și întotdeauna mai apar multe alte lucruri de făcut și multe alte investiții de efectuat la nivelul comun. A spus că acolo, pe variantă, ar mai fi cam 800 de metri până se unesc drumurile chiar acolo la trecerea de nivel cu cale ferată. Apropo de trecerea de nivel cu cale ferată, ați luat cumva legătura cu cineva care să aibă putere de decizie pentru modernizarea acelei treceri? La nivel național, din ultimele adrese pe care eu le-am primit, CFR-ul efectuează un program amplu de modernizări la nivelul trecerilor de cale ferată. Urmează ca în următoarea perioadă, în următorul an, în următorii ani, CFR-ul să modernizeze toate trecerile de cale ferată de la nivel național. Există un program acum, la ora actuală, început. Eu, în momentul în care am efectuat această investiții, am mai petici puțin pe acolo pentru a preîntâmpina accidente și probleme care s-ar putea realiza datorită degradării trecerii la nivelul căii ferate. Aici e iarăși asfalt nou. Este nou, este strada fermierilor din proiectul amintit anterior. Da, să iei cum ar veni un fel de zonă industrială a... Este o zonă industrială a satului Cordun, o zonă în dezvoltare, o zonă în... Eu am fost pe străinătate, nu pot să nu remarc cumva o asemănare. În străinătate se folosește sistemul ăsta, partea industrială e cumva în afara zonei locuibile a localității. Ați gândit-o așa sau așa s-a întâmplat să fie? Așa s-a întâmplat să fie. Și cred că așa este și normal ca zona industrială să fie în afara localității. Dar calitatea asfaltului e aceeași peste tot, adică nu puteți să spuneți, adică nu poate cineva să vină să spună au pus asfalt mai prost în zona industrială, că bă, e industrială și pe acolo trâncam. Există așa ceva, din contra, ar trebui să fim mult mai riguroși în zona industrială, dat fiind
faptul că apare traficul greu pe aceste drumuri și seriozitatea constructorilor trebuie să fie în contra mult mai mare pe aceste tronsoane de drumuri. Legat de modul în care văd, vă întreb de fiecare dată treaba asta, modul în care vede populația toate aceste schimbări, că sunt niște schimbări, v-am mai zis, asfalt acolo unde n-a fost asfalt de când e comuna asta, sau drumuri pietruite când înainte de asfalt au fost drumuri pietruite acolo unde era doar noroi. Cum vede populația? Adică vorbiți cu oamenii? Sigur că da, sigur că da. Majoritatea, cei mai mulți locuitori, clar că se bucură pentru investițiile care, de ce să nu spunem, creează un confort mai bun pentru locuitorii. Dar înainte de confort intervine un disconfort, pe care nu știu dacă toată lumea înțelege. Vedeți, noastră aici cred că avem o problemă. În momentul în care apare disconfortul lucrărilor, atunci nervii se mai tensionează, mai apar și nervi la nivelul cetățenilor din comună datorită lucrărilor. Nu întotdeauna constructorul are cei mai buni oameni care pun în opere lucrarea și atunci apar discuții între constructori și locuitori. Da, sunt aici, sunt câteva lucruri de discutat, dar în general lumea acceptă că trebuie să facem un efort pentru ca nivelul de trai la nivelul comunei să crească și să dezvoltăm infrastructura. Aici suntem, facem dreapta pe un nou drum modernizat prin același proiect, așa cum bine ați observat și pancarda de la intrare pe acest tronson de drum. Acest tronson de drum n-a fost asfaltat niciodată și duce la cimitirul nou din satul Simionești. Au fost efectuate accesii la proprietate și drumul până la cimitirul nou din satul Asta este un drum destul de circulat, înțeleg. Va fi un drum destul de circulat, este circulat. La fel sunt și câțiva agenții economici. Se dezvoltă și aici sau ați primit cumva cereri de construcție? Se dezvoltă și aici, dar acest drum a fost selectat dat fiind faptul că face accesul către cimitirul un nou. Obiectiv de interes local, și anume speță cimitirul nou din satul Simonești. În momentul în care s-au triat proiectele, în momentul în care am ales străzile pe acest obiectiv de interes, acest obiectiv de modernizare drumuri, le-am ales după niște criterii și orice drum ales pe acest proiect facilitează accesul locuitorilor către un obiectiv de interes. Bine, și vorbind de un cimitir care este fără discuție. Și vorbind de un cimitir, este un obiectiv important pentru comunitate. Înțeleg că, bine, că la orice cimitir urmează să se construiască și o capelă, o biserică, o... Există o capelă la biserica din Simionești. Cimitirul a fost construit în urmă cu câțiva ani, dat fiind faptul că cimitirul din satul Simionești era plin. Așa, am văzut situația drumurilor, bine, ți-am explicat și am reușit să le circulăm în Cordun. În celelalte sate? Ne vom deplasa și în satul Pildești pentru a vă prezenta și lucrările efectuate în satul Pildești în acest... Ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc în momentul ăsta, am văzut oameni care ne fac semne, au treabă cu dumneavoastră. V-am luat din timpul serviciului pentru a ne da acest interviu și ne deplasăm cu mașina ca să vedem exact ce se întâmplă. Așa că e posibil să mai sune telefonul, treaba unui primar nu se termină niciodată, că sunteți la birou sau în mașină sau pe drum. De asta s-ar putea să mai întâlnim situații de genul ăsta. Și spuneți că mergem acum spre Pildești, nu? Mergem spre Pildești, aici mai avem încă o stradă din satul Simionești, strada Stadionului, modernizată tot prin proiectul menționat anterior. Ne îndreptăm spre
Dar pe, în zona asta, mai e ceva ce lipsește locuitorilor din zona? Mai sunt lucruri. La momentul la care discutăm, dacă intrăm pe o stradă laterală din Simionești, se efectuează lucrări de modernizare la străzile din satul Simionești. Aici suntem la terasamentele care se efectuează pentru modernizarea acestor străzi. Se lucrează, constructorul lucrează la terasament. Urmând ca în perioada imediat următoare, așa cum am menționat anterior, să finalizăm și acest obiectiv de investiții. În ceea ce privește investițiile majore externe, că trebuie să vă întreb iarăși de treaba asta, investitorii mari, până ajungem în sat, ne mai puteți spune ceva noutăți? La momentul actual nu deținem noutăți în privința investitorilor care s-au vehiculat a dezvolta afaceri pe raza comunii noastre la momentul actual. Probabil și datorită pandemiei a rămas neschimbată situația. Sperăm ca în perioada următoare să avem și noi la rândul nostru vești bune despre aceste investiții și să ne bucurăm de aceste investiții și pentru comună și pentru zona metropolitană a municipiului Roma. Trecând în alt registru, știu că am întrebat și în birou, dar trebuie să mai repetați o dată. Vorbim de ziua, sărbătorile cu care ne-am obișnuit oameni anual, care nu se vor mai ține anul ăsta, din nefericire, din cauza și a pandemiei, plus fondurile pe care le-ați folosit pentru cumpărarea de tablete, pentru copii și așa mai departe. Și nu mai acea sărbătoare a zilei comun frumosatului Bildești. În acest an, așa cum am menționat, datorită pandemiei am luat decizia de a nu organiza aceste petreceri ocazionate de hramul satului Bildești și de ziua comunei în satul Cordun. Am stabilit, cred că cu mult timp în urmă, împreună cu Consiliul Local și cred că am ieșit și public în fața dumneavoastră când am spus că anul acesta nu mai organizăm aceste petreceri, dat fiind faptul că aceste petreceri generau o adunare extraordinar de mare și de cele mai multe ori erau 3, 4, 5, 6 mii de oameni în cursul unei zile în aceste locații. Că nu permite legislația. Și la momentul actual nu permite legislația. Deja suntem în criză de timp, chiar dacă de mâine ar dispărea totul, am intrat în criză de timp pentru efectuarea achizițiilor și a tot ceea ce înseamnă proceduri care se efectuau cu ocazia acestor sărbători care le organizam la nivelul comunei. Am ajuns în Bildești, am ajuns în satul Bildești. Aici în primăvara acestui an s-au lucrat la aproximativ 3 proiecte care au vizat modernizarea de străzi din satul Bildești, dar dat fiind faptul că am început cu satul Cordun și satul Simionești cu proiectul de modernizare drumuri de interes local finanțat prin AFIR, voi dori ca să merg împreună cu dumneavoastră tot pe acele străzi care au fost modernizate prin această finanțare. Aici nu văd guri de canal decât în... Sunt guri de canal pe toate străzile. Aha. Sunt guri de canal. A, deci există canalizare peste tot. Absolut, pe toate străzile pe care le-am asfaltat există apă, canal, gaz. Sunt toate investițiile care asigură un trai decent locuitorilor din comuna noastră. Am considerat că este normal ca lucrările de modernizare de drumuri să fie efectuate abia după ce sunt finalizate lucrările la
la apă și canal. Ne îndreptăm și intrăm pe prima stradă care a fost modernizată, prima stradă care ne-a venit în cale, strada Trandafirilor din satul Pildești. Asta e dintr-o, prima dintr-o lungă prima listă din, cinci, din cele cinci străzi modernizate prin acest proiect în satul Pildești. Ok, are să lămurim, când spuneți modernizate, nu spuneți reparate, spuneți nu, asfalt unde n-a fost niciodată asfalt. Asfalt unde n-a fost niciodată asfalt. Exact. Ca să nu, cred că mă uităm, a dat spoială și nu, aici n-a fost niciodată asfalt. Discutam de proiecte, discutam strict de proiecte, de proiecte care vizează modernizarea, nu discutam de proiecte care vizează reparații. În momentul în care discutăm de reparații covor continuu, atunci discutăm din covor nou de asfalt, este un asfalt mai bun, vechi existent, să... dar care nu era de bună calitate. Care... Dar ca să nu existe posibilitatea de neînțelegeri, aici nu a fost niciodată, este prima oară turnat asfalt. Este prima dată când este turnat asfalt, în cursul anului trecut am lucrat la rețeaua de canalizare și rețeaua de apă. Și asta s-a făcut pe 5 străzi aici în... Pe 5 străzi? Nu, în această primăvară, au fost efectiv modernizate în jur la vreo 23 de străzi. 23 de străzi din satul Pildești. Aha. Și aici odată cu stopul s-a oprit și... S-a oprit pentru că aici am pierdut legătura cu cel într-un son. E clar că au mai fost... așa cum am menționat anterior, lucruri care mi-au scăpat. Bun, dar na, inițial, nu rămâne așa. Nu rămâne așa, cum să rămână așa? Trecem rapid la treabă și ne continuăm restul investițiilor care le mai avem de făcut la nivelul comunității. Dintotdeauna v-am spus că visul meu personal este ca să discut din întreaga comunitate din Comuna Cordun, având acces la tot ceea ce înseamnă utilități, apă, canal, gaz, da, și okay, având căile de acces moderne. Bă, toată lumea trebuie să înțeleagă că aceste lucrări înseamnă de fapt nu o modernizare doar a drumurilor, ci și a zonelor adiacente, adică orice om de aici devine puțin mai modern, având acces la toate aceste utilități. Exact. Orice locuință. Discutăm după un mandat 2016-2020 de o acoperire de aproximativ 70% cu utilități la nivelul comunei. Bun, înțeleg că planul de asta de dezvoltare se întinde pe mai multe mandate. Nu am reușit, nu, mi-am dorit inițial în 2016, mi-am dorit să finalizez tot, să finalizez tot. E clar că volumul de muncă a fost unul extraordinar de mare. E clar că ambițiile mele au fost mari și că nu am reușit decât vreo 70% la acest capitol să realizez din ce mi-am propus personal. Eu nu am discutat niciodată în fața cetățenilor despre lucrurile astea ca fiind o campanie electorală. Eu am discutat întotdeauna despre obiective din investiții ca fiind niște ambiții personale la nivelul comunității pe care eu o reprezint. Sunt ambiții personale ale mele, că vreau să modernizez și să dezvolt comunitatea pe care eu astăzi o reprezint. Comunitățile, mai bine zis. Aici suntem pe o altă stradă, strada monumentului din satul Pildești, care a fost modernizat pe același obiectiv de investiții. Și s-a lucrat intens. S-a lucrat intens. Adevărul că acum, nu știu, cei care poate au plecat, sunt plecați din țară și acum văd imaginele astea pentru prima oară după ani de zile, poate nu recunosc zonele pentru că, într-adevăr, nu mai arată cum arătau înainte. Vorbim de, într-adevăr, zone care, mă repet, n-au văzut asfalt până pe anii ăștia. Că așa a fost situația. Deci e vorba de o modernizare destul de sănătoasă. Ați investit, ați pus suflet. S-au făcut investiții, au fost extraordinar de multe proiecte.
mai multe finanțări, pe mai multe surse de finanțare. Am făcut în două cuvinte tot ce mi-a stat în putință să fac pentru dezvoltarea comunității pe care o reprezint. Vrem pe strada George Coșbuc, din satul Tindești. Acum trebuie să mai zic ceva, veți vedea că imaginea nu trebuie, adică dacă ar fi fost lucrări proaste sau dacă ar fi fost asfaltul pus anapoda, ați fi sesizat probabil acel tremurat al imaginii, dar... Și luăm și gurile de canal. Da, da, exact. După cum vedeți, e bine, lucrarea arată ok, arată foarte bine. E de lăudat, nu? Adică ar fi de lăudat. Cu mici excepții. Lucrările... Aveți reproșuri? Reproșuri? Legat de lucrări? Întotdeauna! Orice! V-ați face singur reproșuri legate de anumite lucrări? De anumite... Nu mi-aș face reproșuri, chiar dacă anumite lucruri nu au ieșit în tocmai cum mi-aș fi dorit. Nu mi-aș face reproșuri pentru că volumul a fost unul extraordinar de mare. Și în momentul în care muncești foarte mult, există varianta și posibilitatea să mai și greșești. Că, nu, e vorba aia din bunici învățate că cine nu muncește nu greșește. Așa cine muncește mai și greșește. Sunt anumite lucruri care puteau fi corectate, care puteau fi mai bine gândite. Dar la momentul respectiv, bun, dar cred că am luat decizia cea mai bună și cea mai înțeleaptă pentru pentru comunitățile pe care le reprezint. Ca să lăsăm puțin lucrările de asfaltare și modernizarea drumurilor deoparte și să trecem la partea cealaltă de... Haideți să ne oprim la partea de educație, școlile și dacă, să zic, în septembrie, cum spun guvernanții noștri, vor începe cursurile, sunteți pregătiți? Școlile suntem pregătiți cu școlile, dar ne pregătim și la varianta în care de luna septembrie nu ar începe aceste cursuri pentru elevi. Ne pregătim ca să achiziționăm, așa cum am spus, și acele tablete, încât să oferim 100% la toți copiii posibilitatea de a efectua și cursuri online. Deși, discutând din ce în ce mai mult cu unii părinți, clar că cursurile online sunt mai puțin îmbrățișate, atât de către părinți cât și de către profesori. Relația interumană cred că este mult mai importantă decât cursurile online. Și cursurile online au... Nu sunt la fel de efective totuși. Nu sunt atât de efective și nu au... Nu ating scopul maxim al actului educațional. Ele cu adevărat își fac treaba, dar nu 100% cum își face treaba învățătorul sau profesorul în momentul în care relaționează direct cu... Dar în cazul în care în septembrie ar decide deschiderea, reluarea cursurilor, Suntem pregătiți, școlile sunt pregătite. Clar că voi mai efectua, mai sunt multe lucruri de făcut și la nivelul școlilor. Îmi doresc în următoarea perioadă să mai fac investiții în școli, să mai facem unele lucruri, să mai schimbăm, astfel încât în următorii ani să punem la 100% și tot ceea ce înseamnă parte materială și educațională pentru copii. Mai avem nevoie de săli de sport, mai avem nevoie de spații de sport, de terenuri de sport. Mai avem nevoie de multe lucruri la nivelul comunii. Nu putem spune acum la ora actuală că le avem pe toate. Am lucrat în acest mandat în 2016-2020 100% pentru a crește standardul și a ajunge și noi într-un punct în care să spunem că avem investițiile cele mai importante pentru comunitate. Și acum, bineînțeles, vine întrebarea, trebuie să ajungem la întrebarea asta. Dacă în septembrie se vor face aceste alegeri locale, veți continua
veți candida în primul rând și ca să continuați aceste proiecte? Îmi doresc să candidez și în luna septembrie, îmi doresc să finalizez 100% ce mi-am propus, să finalizez partea de infrastructură, atât de infrastructură rutieră și utilități, cât și infrastructură educațională. De ce să nu spun că acum, la ora actuală, am o ambiție personală de a face din școlile de pe raza comunei niște școli model pentru zona noastră și pentru, de ce nu, și pentru regiunea Moldovei. Chiar dacă vorbile mele sunt puțin ambițioase. Dar de ce spuneți ambițioase? E normal ca fiecare primar să-și dorească să dezvolte cât mai mult posibil. Nu e chestie de ambiție, e chestie de normalitate, nu? Puțin efort, cu puțină voință din partea tuturor, și din partea mea, și din partea consiliului local, și din partea profesorilor, putem, deși și acum la ora actuală trebuie să spun că câteodată mă mândresc că avem școală bună la nivelul comunii pe care o reprezint, că avem copii extraordinar de bine pregătiți, profesori extraordinar de buni care se deplasează pe raza comunei și pregătesc copiii pentru viitorul lor. Ca să continuăm, deși ne cam apropiem de acum, mai avem locuri pe care să le vizităm? Mai avem foarte multe locuri. Am vizitat câteva străduțe din numărul de străzi pe care le-am modernizat. Am vizitat vreo 5-6 și, așa cum vă spuneam anterior, avem în jur la vreo 23-4 străzi modernizate în primăvara acestui an în satul Trilești. Atunci să mergem să le vedem, să luăm niște imagini ca să le arătăm tuturor, acelor care nu vom reuși să le luăm pe toate, dar în mare să preluăm câteva din... Pe scara de la 1 la 10, în momentul acesta, vorbim de luna iulie 2020, deci pe scara de la 1 la 10, 10 însemnând foarte mulțumit. Fabulos, extraordinar de mulțumit de tot ce s-a întâmplat în acest mandat al dumneavoastră, cam pe bun de vă situație, așa autocritic. Vis-a-vis de nota asta pe o scară de 1 la 10, este nota pe care o dă electoratul. Aha. Și nu mi-o dau eu. Puteți să vă dați cu presupusul cam pe unde vă situează electoratul? Nu pot să-mi dau cu presupusul. Ați făcut un sondaj până acum? Nu am făcut un sondaj. Nu am făcut un sondaj. Nu am făcut un sondaj, am întrebat lumea. E clar că și oriunde sunt și oameni mulțumiți, sunt și oameni mai puțin mulțumiți. Vedem la alegerile locale sondajul despre care tocmai discutam. O localitate, o comunitate nu e neapărat, nu se dezvoltă numai pe asfalt, canalizare, gaz și așa mai departe. E și de, se vorbește, trebuie să vorbim și de partea cu liniștea, cu ordinea, cu siguranța pe care o simt cetățenii. Putem să vorbim și pe subiectul ăsta? Sigur, cum e? Sigur. Cum se simte? Cu toate că mai sunt și discuții la nivelul, mai sunt și probleme la nivelul comunii, eu consider comuna ca fiind una extraordinar de liniștită la momentul actual. Oamenii au înțeles că nu mai merge cu scandal, că nu mai merge cu... Bine, evident, situații vor mai fi, că e imposibil să nu existe. Cu ură, cu probleme, suntem prin niște zone laterale de satul Lindești. Discuții vor mai fi, dar problemele la acest capitol, problemele sunt mici și nu avem probleme prea mari sau prea intense la nivelul întregii comune. Chiar dacă am mai văzut în presă au fost ceva probleme și ceva scandaluri. Astea sunt ocazionale, adică dar ele sunt ocazionale. Sunt ocazionale și nu sunt lucruri care se întâmplă frecvent. Se întâmplă poate odată la câțiva ani, de mai apar probleme prin comun. În general, comuna este liniștită și oamenii înțelegători, calzi și cu bun simț, nu
nu avem disensiuni. Asta e așa un fel de, parcă e, e o reclamă la, la turism, promovați turismul în Comuna Cordun. Nu promovezi turismul, dar vă spun adevărul că efectiv nu sunt, nu avem, nu avem probleme la acest aspect. Oamenii chiar cu adevărat sunt calzi, sunt, sunt oameni buni și așa cum povesteam, rare ori se întâmplă situații în care apar disensiuni. Bun, ca să tragem niște concluzii, nu vă puteți da singur o notă, așteptați să vină de la electorat. Asta, dacă vor decide cei de sus, o vom vedea undeva în septembrie. Și sperați să fie una cât mai sus posibil. Pentru că înțeleg că sunt proiecte de continuat, sunt idei noi depuse sau depuse în practică sau idei vechi de dus mai departe. Stați, aveți un hai, nu știu cum să formulez ca să sune, să, să sune corect. Aveți vreo teamă legată de alegerile din septembrie? Sunteți sigur pe, pe alegeri? Adică, comparativ, sau în fine, raportat la munca pe care ați făcut-o, la proiectele pe care le-ați, le-ați dus la capăt, le-ați finalizat, cele pe care le-ați început și pe care vreți să le terminați, nu aveți nicio frică, mergeți pe ideea că oamenii vă vor susține, pentru că trebuie să meargă mai departe aceste proiecte, trebuie să se dezvolte. Privesc puțin altfel lucrurile. Sunt în punctul în care am trecut prin această funcție. Îmi doresc în continuare să continui investițiile începute la nivelul comunei, dar nu aș vedea-o nici ca pe o tragedie situația în care din septembrie nu voi mai fi primar. Pentru că eram în, într-un punct în care am spus că un om cred că poate da, și cred că cu dumneavoastră am avut un interviu, cred că maxim 2-3 mandate cei mai buni din el. Că apare eroziunea în persoana fiecăruia care deține funcția de primar și cred că după 2-3 mandate ar trebui fiecare să înțeleagă că trebuie să lase pe altcineva. Cele mai multe ori este important ca și electoratul să aibă capacitatea de a tria din rândul comunității acele persoane care cu adevărat au capacitatea și care vor binele comunității și care nu au interese ascunse vis-a-vis de viitorul comunității. Pentru că de multe ori și un electorat poate fi mințit și înșelat de unii oameni care joacă un teatru frumos. Joacă un teatru frumos care, care în loc să transmită un mesaj de adevăr și de corectitudine din suflet, transmit minciună, transmit multe alte lucruri care pot induce în eroare electoratul. Electoratul merge pe alegeri de ordin personal, pe păreri de ordin personal. Îmi place de respectivul sau nu îmi place de respectivul, mai puțin se gândește că dacă respectivul este sau nu capabil să dezvolte o comunitate și să gândească pentru binele comun. Aici ar fi de fapt problema. Și exact. Nu e vorba neapărat de alegerile locale, ci și de cele naționale, parlamentare. De cele naționale, în general, și de cele naționale, de toate alegerile. Și de toate alegerile. Bun, și la final vă bazați cumva pe, nu că ar trebui să vă placă electoratul pe dumneavoastră ca și persoană, ci ar trebui să placă ceea ce ați lăsat în urmă și ce exact urmează să se întâmple. Exact. Eu îmi doresc ca locuitorii din comuna pe care o reprezint să fie mulțumiți de activitatea pe care am desfășurat-o la nivelul comunei, pentru că activitatea nu înseamnă doar investiții. Activitatea este una amplă și efectiv în toate domeniile. În toate domeniile. Pot spune că am avut o implicare activă în fiecare domeniu. În fiecare domeniu mi-am dorit să mă implic activ, astfel încât încet, încet nivelul de trai din comunitate să crească. Și mergem numai înainte, pentru că altfel nu se poate. Mergem înainte. Da,
domnule primar, dacă nu vă supărați, am ajuns pe finalul. Ne întoarcem spre primăria Cordun. Vă mulțumim foarte mult pentru acest drum. Noi ne vom mai opri să luăm imagini prin comună. Vă mulțumim foarte mult pentru această plimbare și noi vă mulțumim și cu siguranță și cei care ne urmăresc. Vă vor mulțumi pentru că le-ați arătat zone pe care poate nu le-au văzut de mulți ani. Eu nu pot să spun decât că arată bine. Arată mai bine decât înainte și probabil că o să arate mai bine pe viitor decât înainte. Încă o dată vă mulțumim foarte mult și vă mulțumesc această... și vă mai aștept.